Vin să recunosc că e posibil să-mi fi asumat un challenge cam mare pentru prima experiență în Football Manager. În episodul trecut am reușit un clean sheet și 3 puncte valoroase cu Betis în prima etapă. Un rezultat bun după ce nu reușisem nicio victorie în pregătirea de vară. Vestea bună e că sunt neînvins de atunci în primele 5 meciuri din campionat. Vestea proastă însă este că victoria cu Betis din prima etapă rămâne și singura victorie din palmares. Și astăzi avem un test major cu primul meci din grupele UEFA Champions League. Hai să vedem grupa, cu cine am picat și să vorbim de rezultatele astea mai puțin fericite. Puțin despre UEFA Champions League. În primul rând, Manchester City este favorită în acest sezon în UEFA Champions League cu 2,4 cotă. Deci dacă ne uităm aici, Barcelona 13, Bayern 14, Paris Saint-Germain 15 și Arsenal 16, între probabil că este Real Madrid și, mă rog, alte echipe ceva mai sănătoase decât noi, cu o cotă de 13, ci că, mă rog, în principiu casele de pariuri spun că avem o echipă suficientă cât să ieșim din grupe și asta este ceea ce ne dorim în acest moment. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Predicțiile pentru favoritul la golgheter, Haaland, Kane, Lewandowski pe 3, sincer, absolut nicio șansă pentru că la modul în care joc și modul în care reușește echipa mea să înscrie, probabil că șansele lui Lewandowski sunt mult, mult mai mici de atâta. Și aceasta este grupa de UEFA Champions League pe care am primit-o de la tragerea la sorți. Avem Porto, Salzburg și Newcastle. Newcastle care vine aici fain frumos pe 4, dar cred că este cea mai periculoasă de aici, poate împreună cu Porto. Șansa de a ieși din grupă este destul de mare. Primul meci pe care îl avem în grupă și practic meciul pe care îl vedem în acest clip este cu Newcastle, care este chiar astăzi. Meci greu în deplasare. Eu în continuare, speranța mea de aici este să ieșim din grupă, asta este ceea ce îmi doresc și eu și ceea ce își dorește inclusiv bordul. Dar oricât de încrezător aș fi eu, cum ziceam, recenta mea formă din La Liga mă sperie puțin. Pentru că haideți să vă arăt cam ce crede la ora asta bordul despre mine. Deci tot ce s-a jucat până acum avem așa. Win the first division. Asta este ceea ce își doresc ei, preferred și ar fi preferat și pentru mine. Forma deocamdată spune că este rău de tot. Sunt disappointed pe mine. Overall, satisfăcut, dar asta doar pentru că joc frumos, joc attacking football, joc possession football și entertaining football, ceea ce pentru ei era foarte important, pentru mine este foarte important, dar știți ce mai este important? Victoria. Victoriile! Haideți să vă arăt cum i-a mers de la clipul trecut. Pentru că așa cum vorbeam, în principiu eu voi juca meciuri între timp, pentru că nu pot și nu vreau să vă arăt meci după meci după meci. Deci în clipul trecut am văzut Real Betis, 2-0 câștigat frumos, fără gol primit, excelent, un meci în care am dominat. Apoi au fost 4 meciuri la rând în care nu am reușit să câștig, deși nu toate au fost foarte grele. Ok, fair enough, poate că Atletico Madrid a fost un meci greu. Cred că a fost meciul în care s-a văzut și cel mai... S-a văzut că a fost un meci greu. Da, am revenit în ultima parte a meciului, 1-1 deplasare, a fost meci bun pentru mine. La Bilbao a fost meci acasă și groaznic terminat. Am ratat o grămadă, așa cum s-a întâmplat și la celelalte. Dar în special Villarreal și Cadiz sunt meciurile unde am fost cel mai dezamăgit. Cu Villarreal, care nu au început extraordinar campionatul, trebuia să batem ușor, 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 dar ratăm foarte mult. Haideți să vă arăt niște statistici. 19 șuturi la 5, 9 pe poartă, un XG de 3,29, ei doar 0,66. Și o grămadă de alte statistici aici care arată cât de bine ne-am descurcat, 55% posesie și cu toate astea, nu am reușit să marcăm decât 2 goluri, dar ei cu 0.66 XG au marcat tot 2. Din afara careului, uitați-vă cum arată XG-ul aici dacă vreți să vedeți. Teribil. Deci m-a disperat. Aici am revenit cu un 2-2 după minutul 90, după cum vedeți. De-abia înscrisăsem aici, foarte, foarte frustrant. Un meci pe care trebuia să-l câștig fără doar și poate, dar așa a fost să fie. Apoi meciul cu Cadiz, aici a venit după o pauză internațională și am fost nevoit să schimb destul de mulți jucători pentru că erau foarte obosiți și riscau accidentări. După cum
Vedeți, Lewandowski s-a accidentat și nu numai că s-a accidentat, s-a accidentat după ce reușisem frumos să schimb... N-a fost un meci bun ăsta, da? Deci n-a fost un meci bun, dar, repet, pot să văd undeva echipa de start, actually? Că asta nu este echipa de start, asta e echipa cum am terminat meciul. Am început cu trei jucători, ba nu, actually, asta este echipa de start. Și am început, Felix a fost în primul lui meci, Romeo a fost în primul lui meci, Roberto a fost în primul lui meci și treaba asta s-a văzut. Trei poziții din care două cheie, sau mă rog, Romeo cel puțin, oamenii au avut lack of fitness, n-au avut cea mai bună prestanță și s-a văzut. În repriza a doua i-am băgat pe ăștia mari, am întors scorul destul de repede și destul de frumos, dar din cauza faptului că erau foarte obosiți, a trebuit iar să schimb tot. În minutul 70 am schimbat toată, am făcut toate cele 5 schimbări și ghicișe. În minutul 76 Lewandowski s-a accidentat și am jucat cu un om în minus de aici. Și se și vede și aici pe XG, nu am făcut o treabă bună, adică repriza a doua clar s-a văzut că am urcat tempo-ul, prin minutul 70 și ceva a trebuit să-l scop pe Lewandowski pentru că s-a accidentat, n-am avut ce să bag în loc și de aici probabil tactica am greșit, n-am reușit să mențin scorul așa cum s-a întâmplat și în realitate în meciul cu PSG. Anyways, am fost iarăși egalat aici, nici nu mai știu în ce minut, 90 plus 2, again. Deci rezultatele ușor mincinoase, dar am o problemă. Și anume mai degrabă faptul că eu în momentul în care am ales să dau drumul la joc, la carieră, m-am pus total neexperimentat. Deși jocul îmi recomanda să zic că eu ca persoană, eu ca individ, ca antrenor, am experiență cât să meciuiască clubul Barcelona, nu am ales așa și din cauza asta eu sunt complet neexperimentat și clubul și mai ales... grupul de jucători, încep ușor să nu aibă încredere în mine pentru că nu am experiență. Ceea ce s-ar putea să fi fost o greșeală pe care poate n-ar trebui să o mai fac în viitor. Anyways, revenind puțin la echipă, băieții sunt cât de cât destul de obosiți, actually. Acum parcă majoritatea își revin, unii sunt cu risc destul de mare de accidentări pentru că au jucat destul de mult în ultimele zile, unii au 3-4 meciuri în ultimele 2 săptămâni. Cum ziceam, a fost și pauză competițională, este că au călătorit în dol, aici în jocul ăsta contează față de FIFA, contează destul de mult chestia asta, moralul și toate cele, uite, match shapeness, deci sunt unii care sunt nepregătiți, este destul de dificil de manageriat toată treaba asta și am destul de multe accidentări, Lewandowski lipsește pentru 2-3 săptămâni, Marcos Alonso este și el accidentat, Pedri doar ce revine din accidentare, João Félix doar ce revine din accidentare, cum îl cheamă, Balde doar ce a revenit din accidentare, văd că este totuși fit. Trebuie să facem acum echipa pentru meciuri cu Newcastle. Ca un scurt feedback, mi-a plăcut foarte mult Frenkie de Jong, a jucat foarte bine pe poziția de mijlocaș la închidere, are și două pase de gol, a jucat cel mai mult însă din echipă și probabil ar trebui și el puțin menajat, vedem dacă îl menajăm în meciul ăsta sau în următorul. Ați văzut ce s-a întâmplat când l-am jucat pe Oriol data trecută? Atacul, în schimb, din păcate mă deranjează foarte tare că nu am un om în locul Lewandowski care ratează extraordinar de mult, are două goluri în 5 meciuri, dar îmi ratează. Dacă vedeți unele ratări, vă luați cu mâna de cap și nu am pe nimeni decât copilul ăsta Roche și, mă rog, mai nou revine puțin... Felix a fost accidentat. Vedem dacă putem să îl folosim ca înlocuitor pentru Lewandowski, chiar dacă nu este același profil. Hai să dăm drumul la meci. Lewandowski, cum ziceam, nu poate să joace, deci trebuie să-l scoatem de aici. Avem Ter Stegen, Roberto, nu trebuie să mai joace pe dreapta. Deci hai să venim aici cu jucătorul corect. Venim cu Cancelo aici, îl băgăm pe Balde titular, sperăm că va face față după accidentare. Araujo, Koundé sau avem un Christensen. Christensen cred că este puțin obosit. High risk of injury, dar este match fit. Cancelo însă este tired, deci poate că am putea merge așa și să vedem cu Christensen aici, care n-a făcut o treabă rea, deci jucăm așa în apărare. Trebuie să ne gândim la mijloc. A jucat tot cu De Jong aici și uitați, am jucat cu Fermin în ultimul meci ca și titular, pentru că nu am avut cu cine să joc. A trebuit să fac în așa fel încât să îi odihnesc pe băieți. Poate jucăm aici iarăși așa, Rafinha, Torres... Ziceam că nu convine foarte mult cum a jucat Lewandowski, am și schimbat aici de curând, el juca ca și pressing forward, acum am jucat cu advanced forward, am mers pe el și vedem dacă se schimbă ceva acum în meciul ăsta, am schimbat cu asta, deși nu l-am pe Lewandowski disponibil, dar anyways.
Pedri nu cred că e pregătit să joace titular, dar cred că putem juca cu Gundogan și cu Gavi titulari. Gundogan, să știți că nu m-a dat pe spate până acum. Poate că ar fi fain să încercăm rocada asta. Uite, să-l jucăm pe Gavi ușor, ușor mai agresiv în atac, mai în față. Deși Gavi, dacă mi-aduc aminte, el prefera să joace în, pe picior drept. Anyways, testăm. Nu vreau să vă mai pierd cu detalii. Dăm drumul la meci și hai să vedem. Avem nevoie neapărat de o victorie. Și dăm drumul la meci. Avem destul de multe modificări. Am făcut switch-ul acolo și l-am pus pe Torres pe stânga, că așa trebuia să fie, și Rafinha pe dreapta. Am emoții pentru că Plouă, rezultatele n-au fost de partea noastră, am câțiva jucători obosiți, nu joacă Lewandowski, după cum ați văzut. Cred că este timpul să dăm doar pe goluri, că simt că totuși n-am reușit să primesc feedback de la voi, dacă vreți extended sau doar golurile, pentru că în momentul în care, adică am decis cumva să public două videouri odată, deci nu știu ce ați răspuns la celălalt clip. Dar oricum, lăsați-mi un comentariu dacă vreți mai multe faze din meci sau mai puține faze din meci. Am dat acum pe mai puține, să vedem cum stă treaba și vedem direct highlights. Big highlights. Dacă nu chiar goluri. Hai să vedem dacă include și altceva în afară de goluri. Așa mi-ar plăcea să nu fie doar goluri, că nu de alta, dar uite, Newcastle este în posesie. Hai să vedem. Pope, Bruno, vine din... la mijlocul terenului, acolo recuperăm prin Rafinha. Frenkie de Jong, îmi place aici cum distribuie mingea de obicei, hai să vedem dacă de data asta o face. A fost puțin cam lent, este obosit încă o dată, el era unul dintre cei care se cereau odihniți, dar nu am cum, efectiv este imposibil. Araujo, un alt jucător printre cei care trebuie odihniți. O pasă aici care s-a încercat fantezistă de la Rafinha, dar n-a fost să fie. Koundé mai încearcă o dată cu Rafinha, Rafinha întoarce. Mergem destul de bine cu pasele pe acolo prin centrul careului, scapă Gavi. Nu, e plin de ratări de genul ăsta, Ok, nu este cel mai decisiv marcator Gavi, este și un copil până la urmă, dar așteptam altceva, hai. Hai că avem nevoie. Până la urmă, Newcastle, jucăm în Anglia. Nu uitați, este un meci dificil aici. Și încă o dată, de unde venim? Ei arată pe 4 acolo, au fost trași. Doar datorită faptului că nu au coeficientul UEFA. Cred că asta este motivul în care ei erau arătați pe 4. Intră unul la el. Ferească Dumnezeu. Am luat foarte multe goluri de astea cu XG slab. Deci, XG mic, meaning, ori a fost greșeala de portar, deși overall m-am uitat la Ter Stegen și stă bine față de ceilalți portari, ori, efectiv, nu știu, noroc, I don't know, șuturi de la fucking mega distanță, știi? Meciuri decente aici, our focus on attacking set pieces in preparing for the match has created some chances for us, bravo, foarte bine, ne bucurăm, hai să urcăm, hai să ieșim puțin de acolo, jucăm cu mentalitatea attacking, chiar dacă... Probabil fiind în deplasare, n-ar fi rău să fim puțin mai balanced. Ternăm așa de priza și după aia vedem. Hai, retrage de acolo. Da, exact de ceea ce mă temeam. Când vezi că n-ai cu cine, Ferran, bă, ceva, do something, bro. Felix nu e pregătit să joace în atac, are foarte puține minute jucate în ultimul meci, și ăla ca titular, în care a fost super stresat că l-am băgat titular. Acum presa a sărit pe mine iarăși, nu-l lăsați pe Isaac să șuteze. Minutul 41, gol de la Isaac. Din nou prea mult spațiu, probabil că ar trebui să fac ceva cu șuturile astea la distanță. A, e un alt unghie, ce nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Nici măcar am putut să urmăresc bine reluarea, pentru că eram pe alt, nu știu, eram setat invers. Da, super dezamăgit aici și în continuare oamenii sunt la controlul partidei. Aici scăpăm iarăși cu o bară, deci au avut două bare, 2-0. Yikes, se cere offside, hai să vedem dacă la VAR scăpăm. Dar nu pare că se cere VAR. Goal review.
Goal awarded, da, absolut nicio șansă. Skip aici, nu vreau să văd. 2-0 și nu este deloc bine echipa. Hai să vedem ce putem face la pauză. Deci groaznic, anxious. Rafinha, Torres, Felix ăsta, ați văzut ce aripile, ce obosite sunt. Dar nu cred că asta e problema. Simt că problema este în altă parte și nu reușesc să o... A treia bară din meci. Wow. S-ar putea să fie și o altă problema mea. Problema că sunt foarte axat să joc 4-3-3-ul ăsta și încă o dată nu avem cea mai bună echipă pe acest 4-3-3. Va trebui să venim aici cu Cancelo. Când ai 3-0, nici măcar nu știi cum să o mai dai, sincer, pentru că e clar că nu arată bine. Pedri, Rafinha, încercăm Pedri pe partea aia, încercăm aici direct din nou Gundogan. Hai să vedem dacă facem ceva cu schimbările astea. De la 3-0 e greu să ne mai întoarcem de aici. Sper să nu fie ultimul episod pe care îl înregistrez pe această carieră. Dar din nou din fază fixă, da? Deci din nou plecăm pe fază fixă și luăm gol după o bară. Din nou aceeași chestie, dar asta nu înseamnă că noi am jucat bine. Deci, I don't know. Aș risca un attacking again, deși nu s-a dovedit foarte, foarte bun pentru noi. Hai să mergem puțin cu niște instructions. Mergem puțin mai wide. Și vreau o distribuire puțin mai quickly. Hai să vedem dacă reușim să facem ceva și să nu mai luăm încă unul, eventual. E primul meci din Champions League, aici nu e mare șmecherie, până la urmă jucăm în deplasare. Scopul nu e atât de departe, nu este atât de grav. Doamne Dumnezeule! What the actual fuck? Omul meu nu a scos absolut nimic. De ce îmi schimbi unghiul, bro? Că mă super confuzez. Tonali foarte liber aici. A scăpat Balde. Groaznic. Tactica o facem, da. Ce să faci? Hai să băgăm capitanul în locul lui Gavi. Poate ajută la ceva. Și simt că nu putem să mai jucăm așa attacking. Pentru că ne-am luat-o rău și sunt foarte sus ai mei. Și dacă scap ăștia again, la 4-0 oricum nu mai ai ce să faci. Deși un două goluri n-ar strica, dar cu cine? E clar o greșeală de tactică aici, de abordare. E ceva clar, am făcut total greșit. A cincea fucking bară din jocul ăsta. Hai băieți, ieșiți de acolo! Hai să dăm cu încurajare. Minutul 75 și în continuare nu punem piciorul pe minge. Este teribil. Nu știu de când degajăm așa, sunt efectiv speriați ai mei. Sunt vai de capul lor, să mai speriați ca mine. Tripie. Din nou, așa, bun. Asta vreau să zic, că nu este, echipa nu stă atât de rău. Dacă te uiți, este destul de compactă, nu pare că sunt spații între linii atât de mari ca să zici că acolo e problema. Dar I don't know. Pedri scapă, hai Balde, urcă și tu. Sergio Roberto, capitanul, am zis că poate face și el ceva. Roberto e capitanul nostru, nu poate să aducă altă valoare decât faptul că este capitan. Nu mai poate Frankie este efectiv și riscăm accidentare. Cred că la 4-0 deja multe nu mai avem ce să spunem. Ăsta bine că scoate Pop tot și la mine totul s-ar... Deci două goluri de fază fixă. Trebuie să-l scoatem pe Frankie că nu mai are sens. Nu mai are sens. Și Rafinha este mort leșinat în lădiță. Mi-e foarte greu să mă concentrez în jocul ăsta să-mi dau seama câte... No, bro. No, what the actual fuck? Priviți cum se comportă un jucător care nu se pricepe la jocul ăsta și încearcă. Dar faze fixe, bro.
Deci 3 goluri din faze fixe, for fuck's sake. Wow. 4 schimbări, putem să mai facem una, să intre rog în... nu mai avem. Nu era, mă, 4. Wow. Pur și simplu wow. Dar uitați, ok, deci la mine 3 goluri luate din faze fixe, n-am jucat mai nimic, dar cu toate astea am avut... cât e, mă, XG-ul ăsta? Deci oamenii mei au avut 2 XG și au dat 5 goluri. Am avut un XG și n-am văzut nicio șut la poartă. Fucking groaznic. Uite cât de narrow am jucat. Why though? De ce am jucat atât de narrow? Why de capul meu? Aruncăm cu battles. Looking stressed. Deci pur și simplu sunt șocat. Vreau să văd dacă mai sunt încă parte din acest club. Wow. Sincer, nu cred că meritam să luăm bătaie în halul ăsta, dar pur și simplu sunt șocat. Nici nu vreau, îl trimit pe asistent, nu vreau să discutăm despre asta aici. Wow! Este probabil cea mai mare înfrângere pe care a luat-o Barcelona vreodată în Champions League? I don't know. În cariera asta, cu siguranță. Uitați, vedeți ce ziceam? The manager support. It may be early days, but the players are going to take some convincing to get past your lack of experience. Deci asta este cumva problema pe care s-ar putea să o am mare în această carieră. Pentru că dacă nu sunt în stare să întorc repede rezultatele astea, clubul nu va avea răbdare cu mine. Chiar dacă, oricum e normal, deci așa cum arată cel puțin acum, este fucking normal să nu aibă răbdare cu mine, dar în speranța că se îmbunătățesc puțin, dacă voi fi dat afară, va fi poate o mică chestie și asta cu lack of experience. Wow, 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 wow. Următorul meci va fi împotriva lui Real Madrid. Următorul meci pe care voi o să-l vedeți. Asta, bineînțeles, dacă încă voi mai fi la acest club. Dacă ești curios să vezi cum s-a descurcat echipa în meciul cu Real Madrid, am o veste bună. Episodul următor este deja live pentru toți membrii canalului. Mergi pe profil, dă join și bucură-te de continuarea poveștii. Dacă nu ești membru, nu-i panică. Clipul va fi disponibil gratuit pentru absolut toată lumea săptămâna viitoare. Până data viitoare, băieți! Vă salut!